Am plecat întotdeauna să combin mici cu belge, din cauza asta am plecat pe... Apropo, zilele Vision, prima dată când am venit în România, în 99, cred că în 2000 am participat ca director de marketing, după aceea ca CEO, după aceea o sesiune de CSR și de data asta ca antreprenor. Și am mutat în afară și așa, adică luni, marți, nu? Așa. Și m-am gândit la anul sau peste câteva ani unde se participă și probabil trebuie să faceți și o sesiune de pensionat. Duminica. Da. Prima confruntare mea cu antreprenoriat, a fost, când am fost deja angajat la Tubo, am fost director de marketing și am făcut o firmă de construcție care a construit ceva. Și prima dată când am confruntat cu situația de antreprenor era, am primit un telefon de la, am ales un contabil, bătrân, cam de 75 de ani, numele lui e Panas, domnul Panas, apropo în ebraică, unde vin eu, din Israel, Panas e lanternă. Și am gândit că e o nume bună pentru un contabil, să se uite cu lanternă. Și el mi sună și spune, știam două vești pentru tine, una bună și una nu e așa de bună. Și de obicei încep să spun, știi, dai asta proastă. Și l-a zis, știi, noi am pus dosar la TVA să ne dea înapoi TVA-ul, că când investești, bag foarte multe în construcția și după aceea trebuie să recuperezi TVA-ul. Și ne-a aprobat. Și asta e vestea bună. Și am zis și apă asta, din 150.000 de dolari atunci, ne-a aprobat 20.000. Și asta e prima dată când am confruntat cu un business de al meu. După aceea ne-am reglat și am găsit soluția, dar eu încerc să pun aici și partea frumoasă să fiu un antreprenor și partea mai grea. Și apropo, eu nu am decizia ce mai bine, să fiu un manager, un conducător de firmă sau să fiu un antreprenor. Eu cred că fiecare cu ale lui și cu caracterul lui. Eu am zis că există, am scris în engleză, că scriu cred mai bine în engleză decât în română, care sunt 10 întrebări cheie care trebuie să fie pus pentru să fiu un antreprenor. Primul lucru, și eu am pus asta mie când am ieșit de la Tubo și pot să spun cu salar, cu bonusul, cu un sistem foarte bun, am avut după aceea o idee să continui în grupul Carlsberg în alte țări. Și am pus o întrebare, dacă pot să fac ceva și 18 luni să nu primesc niciun salar. Acum, de ce? Că e un risc. Când faci ceva pe pielea ta, să știi că este un risc, că nu neapărat poți să câștigi din următor. Eu m-am gândit la 12 luni, dar după ce am extins, cam 18 luni fără nicio compensare. Și trebuie să te întrebi întrebarea asta. Că înainte de a băga sau înainte de a scos bani pentru tine, trebuie, există situațiile care trebuie să pun bani în firmă și să ai grijă de continuitate și să meargă business-ul, să merge business-ul mai bine. A doua lucru, dacă ești de acord să fie deranjat 24/7. Eu am fost un CEO la Tubo și ești deranjat, dar ca antreprenor, dacă e business-ul tău, de obicei, ești deranjat mai mult, 24/7, adică 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână. A treia, dacă ești optimist. Eu cred că antreprenor, primul lucru trebuie să fie optimist. Dacă nu ești optimist și n-ai încredere în viitor, mai bine să rămân angajat și să fie angajat că acolo și riscul e mai mic. A patra întrebare, dacă ești de acord să ia mai multă responsabilitate în afară de familia ta. Noi nu vorbim despre asta mult. Eu am, avem în firma asta care am închiziționat cam 250 de angajați. Și 250 de angajați ce sunt și cam 250 de familii. Care trebuie să ai grijă că o dată pe lună primește salarii și primește și salarii înaintea ta și primește și salarii înainte multe altele priorități care au. Inclusiv
multe lucruri care sunt legate cu tine, mașină și alte beneficii care poți să ai. A întrebat la cincea popor și o întreb pe voi. Cine a făcut plan de rebelion? Are deja un plan. Ați făcut plan de rebelion, da? Eu pot să spun eu nu am plan de rebelion. Și nu că nu aș vrea și o să am plan de rebelion, sigur. Dar vacanțele mele, în momentul când am intrat în business-ul meu, sunt flexibile. Adică, când firma mă lasă și m-am luat o firma apropo, nu am zis. Am luat o firma frumoasă, o fabrică minunată, nu știu dacă ați văzut Top Chef, era Integra, unde a tranșat toate carne. E firma pe care nu am luat acum un an. E o bijuterie, dar cu probleme mari financiar, acum un an, care am trebuit să investim și financiar, dar și mult efort pentru a se funcționeze mai bine și să aduce profit înapoi. Dar cere foarte mult. Cere mult timp, cere mult efort, cere schimbări. Și unul din lucruri care trebuie să te întrebi pe tine e dacă ești de acord să nu ai vacanțele cum ai avut înainte. Sau nu ai vacanțele planificate cum ai avut înainte. Ultima vacanță a mea era cu copiii mei acum o lună, cam așa, dar decis de astăzi pe săptămâna viitoare. Adică nimic neplanificat. Cum v-am zis, eu rebelion că nu știu ce fac, unde fac, dar o să fac sigur. Dar lăsăm deschis. Că 24 și zi înainte de Crăciun și pe 31 sunt zilele care industria noastră vinde foarte mult și are nevoie de efort foarte mult pus pe piață. Eu cred în leadership că tu trebuie să fii acolo când se întâmplă lucru și nu se las pe oamenii și să muncesc și eu să am o vacanță de schimb undeva. A șasă întrebare, e întrebare care eu am pus pentru soția mea, dacă ea e de acord, eu petrec și nu v-am zis la început, dar familia mea, copiii mei nu stai în România și eu fac naveta asta în Tel Aviv, București, cam săptămânal. Și l-am întrebat dacă ea e de acord să mă lasă să fac asta. Apropo, am vrut să spun, antreprenor nu e altruist. Altruist, cum am auzit aici. Antreprenor e egoist. Și e de diferență. Egoist și încă o dată. Nevoile nu neapărat sunt nevoile financiare. Nevoile să arăt că pot să fac ceva fără să ai în spate organizația și putere care ai cu compania, cum am avut eu, compania multinațională. A șapte lucruri care m-am confortat și e foarte interesant, mai ales când treci de la industria verde, la industria cărnii, să știi că nu știi. Și vă dau un exemplu. Unul din lucruri care noi am făcut la început e investiția în sistemul IT. Sistemul IT, adică să știm ce se întâmplă de la cumpărare de carcasă, de porc, de vită, și tranșem, procesem, ambalem și vânem. Și unul din lucruri care n-am știut, că în ideea de a împinge vânzări, am recrutat foarte mult agent de vânzări, am pus pe piață să întâlnește cu clienți, cu restaurantele, cu supermarket și vindeți cât puteți. Așa e la bere, apropo. Vindeți cât puteți. Ok, există limitele de cost, de discount, de mai departe. La carne nu e așa. De ce la carne nu e așa? Și am făcut greșeala asta. Am trimis pe piață pe toți băieții, hai, vindeți cât puteți. Și a venit. Unul e perisabil, dar mai rău decât asta, trebuie compensat animalul. Și când e trimis pe ei să vinde, vine cu 5 tone de pulpa și o tonă de ceapă. Și ce faci cu 4 tone? Din cauza asta, ce vreau să vă spun, industria e o industria total diferită. Și dacă ai un client care nu aduce profit, uite-te dacă aduce altceva. Și de obicei aduce, cel puțin în industria asta, compensare cu altceva, dar esența că nu știi. Și esența că să nu crezi că știi. Și industria, și dacă amândouă sunt din industria food, nu sunt la fel. Și trebuie să știi care sunt elemente cheie de succes în industria care conduc acum.
A vorbit foarte mult aici despre eșec și unul din întrebările cât de puternic e și ce caracter ai de a confrunta cu eșecul. Și există eșec. În moment când te ia ceva, nu tot timpul merge cu succes. Și dacă știi să te descurci cu timp, cum e acum, cu turbulență și cu schimbări și cu criză, și asta dacă vrei să faci asta. Și ultimul lucru, tot foarte important, dacă ești sănătos. Și sănătos mental, și sănătos fizic, că să ai în spatele tău o firmă care conduci tu, cu toată responsabilitatea. Și responsabilitatea de a finanța, de a da salarii la timp, de a plăti taxă, de a cărturile furnizor să știi să le ai răspuns și să simte la sfârșit oamenii, să simte bine, trebuie să fie foarte sănătos, cum v-am zis, și fizic și mental. Care sunt concluziile mele după, să spunem așa, aventura acesta? Primul lucru, n-ați auzit asta aici, dar în timpul de criză care noi trăim și timpul care, și dacă e banca lângă noi aici, băncile sunt foarte strânse de a finanța, cash is the king. Foarte important să vă uitați la cash flow și nu la profit. Nu că profit nu e important, dar la sfârșit, pe timpul de genul ce trecem noi acum, cu cash pot să fac mai mult cash, și investițiile care sunt, cum să spunem, un consumator de cash, care aduce cash în viitor, trebuie să fie foarte atent. La orice firmă, și la firma care am venit eu, și la înainte am văzut, și am văzut și în alte firme care sunt ocupate, sunt implicate, trebuie colectat banii de jos. Adică banii există și există foarte multe consum și cost și trebuie colectat cumva de jos. Stoc e cel mai mare dușman a firmei. Noi credem că nu e nimic. Bagi în stoc și când se umfle stocul e ok, dar stoc e un mare dușman a firmei și stoc e bani blocat. Este aici câteva lucruri care oamenii de partea finanțară știe. DSO, Days Sales Outstanding, cât bani ai afară. Și cât mai mic, cât primești de la furnizor, daily purchase outstanding, cât mai mare și inventory, cât mai mic. Asta trei indicatorii care e foarte important pentru firma să funcționeze. A fost aici foarte multe lucruri de a aduga valoare. E un lucru esențial. Uite-te pe valor, pe supply chain. Uite-te pe supply chain și întreb pe tine unde pot să ai o valoare mai mare. Dacă ai avut un client care a fost numai un trader și apropo la carne există chestia asta. Poți să fii, să cumpăr și să vin. Fără să faci nicio o implicare. Și e ok pe termen scurt, pe termen lung, dacă n-ai adăugat nicio valoare, mai bine să scapi de business-ul care nu aduce valoare. Nu mai trading, adică cumpăr și vin. Primul lucru care m-am întrebat și pot să vă spun, după un an în business-ul acesta, am o structură foarte stabilă și foarte bună. 70% din ce a fost, 30% oameni noi, dar întreb cine rămâne pe, în autocar. Cine rămâne în autocar, cine vrei să urcă în autocar și cine coboară în autocar. Și asta depinde foarte mult de cultura organizațională care vrei și pe viziunea care ai. Dacă sunt oameni deschis, onest, cu spirit, aș vrea să rămână. Dacă nu sunt așa, mai bine să scap. Și mai bine să scap în primii 100 de zile care a început să facă o schimbare. Care sunt cheie de succes a business-ului? Și v-am zis, fiecare business are altceva. M-am întrebat, există partea asta de arena, m-am întrebat, dacă noi suntem, cu ce vrem să ne ocupăm? Și cu ce vrem, nu vrem, cu ce nu vrem să ne ocupăm. Adică ce, din business care nu am achiziționat, vrem să scăpăm. Și în ce frecvență, unde vrem să intrăm, dacă vrem să intrăm în alte domenii, care va fi frecvența? Adică anul acesta, anul viitor. Și intervările de genul asta, de genul arena, sunt foarte importante. Și MWB, Mastering Battles. Care sunt
luptele care noi neapărat trebuie să câștigăm pentru că business-ul să aduce un cash flow pozitiv. A noua, înainte de ultima, și asta are orice business. Și orice business care vor lucrați, întrebați foarte bine, nice to have și must have. Foarte mult avem nice to have. Înainte am auzit pe domnul de la Românacă, de la Hotel Cow. Și el a zis, sistemul IT cred, nice to have. Adică nu a scăpat de sistemul IT. Eu, apropo, cred invers. Sistemul IT al companiei sau investiției în oamenii e must have, nu e nice to have. De asta ți-a zice după aceea succes și profit. Și ultimul lucru e timp de criză, dar oamenii trebuie să fie motivați. Și pentru să fie motivat și organizația să fie motivat să crește și să dezvolte, trebuie să ai grijă că oamenii să simtă bine și să fie fericit și să trage în aceeași direcție cum vrei tu ca conducător de companie. O să închid că ultima săptămână am venit de asistenta mea la mine și m-a arătat o inițiativă de două fete care au lucrat cu mine la Tubo, care a făcut un business pe Facebook de, se cheamă Lala Bracelets, care vinde brățele, da. Vinde brățele. Acum nu că am vrut să cumpăr, dar eu am cumpărat numai din cauza că m-a plăcut inițiativa. Business-ul nu trebuie neapărat să fie la nivelul ăsta și la nivelul de milioane, dar dacă ai un spirit de antreprenor și vrei să fac, la sfârșit faci. Dacă vrei și simți mai bine în zona asta de confort la o firmă multinațională, naționale, și asta e bine. Apropo, eu am frate gemen, care suntem identici. El e foarte conformist. Stai în aceeași firmă cam 10 de ani, e vicepreședinte la compania de IT, și îl place, are hobby-uri lui, sport, viața foarte liniștită, el e foarte fericit și așa. Și apropo, eu nu spun ce e mai bine și sau ce e mai rău. Fiecare depinde și de caracterul lui, dar cine are spiritul ăsta de antreprenoriat, eu aș încuraja să faceți lucrul acesta și în momentul când lucrați. Mulțumesc!